Nu este pentru prima dată când guvernanții anunță astfel de măsuri de relansare economică și nu le pun în practică. Guvernul Boc a făcut același lucru în 2009 și în prima parte a anului 2010. Partidul Național Liberal ar fi salutat aceste măsuri de reducere a evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor dacă ar fi puse în practică printr-un mecanism legislativ și administrativ coerent. PNL are în discuție la acest moment propriile măsuri de reducere a evaziunii fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor, măsuri care fac parte din programul economic liberal pe termen scurt de relansare economică a României. Câteva măsuri care fac parte din acest program. 1. Stabilirea unui sistem coerent de deduceri fiscale din impozitul pe venit pentru persoanele fizice, cum ar fi deduceri pentru cheltuielile medicale și educaționale în anumite condiții, pentru persoanele cu dizabilități, cu boli cronice, pentru elevii și studenții care studiază în alt oraș decât cel de domiciliu, în valoare de maxim 3.600 de euro pe an, deduceri pentru cheltuielile efectuate cu transportul, dacă drumul către locul de muncă depășește, spre exemplu, 30 de kilometri, în limita a 500 de euro anual, deduceri pentru cheltuieli speciale efectuate cu contribuții pentru asigurări de sănătate la fondurile private, limitate la suma de 2.400 de euro anual, contribuții pentru asigurările pentru pensii private, în limita a 4.800 de euro anual, deduceri pentru dobândă aferentă împrumuturilor ipotecare, deduceri fiscale pentru renovarea și reabilitarea locuințelor. Sistemul este compatibil cu sistemele de deduceri fiscale din multe țări ale Uniunii Europene, printre care Franța, Germania, Austria. 2. Stabilirea unui sistem de premiere a cumpărătorilor de bunuri și servicii care solicită bonul fiscal prin elaborarea unui cadru legislativ și administrativ de către Ministerul Finanțelor Publice bazat pe reintroducerea regimului special pentru bonurile și facturile fiscale și implementarea sistemului de către minister cu sprijinul Imprimeriei Naționale și al Loteriei Naționale. O premiere a cumpărătorilor se va face dintr-un fond constituit la nivelul Loteriei Naționale pe baza mecanismelor acordării de premii al Loteriei Naționale. Partidul Național Liberal va aduce la cunoștința opiniei publice detaliile acestui mecanism atunci când va fi cazul punerii sale în aplicare.